Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Vera Ciocan, bine v-am găsit la știrile Accent Info. De la 1000 de lei până la 10.000 de dolari costă plecarea unui ales local de la PDM. Atunci când vă veți pomeni cu procurorul alături, să nu vă mirați. Cu acest mesaj a venit președintele țării Igor Dodon către cei care încearcă să facă trafic de influență și să cumpere deputații PDM și PSRM. În emisiunea Președintele răspunde, șeful statului a spus că sunt informații clare că unii parlamentari socialiști și democrați sunt abordați de grupul Pro-Moldova și Partidul Șor cu tot felul de propuneri și oferte. Cităm, propuneți 10.000 de dolari la un primar să treacă la voi și 1.000 sau 2.000 de lei la consilierii sătești și 20-30.000 la consilierii raionali. Noi știm lucrul acesta. Vă duce capul pe banii furați din miliard. Încercați să faceți politică. Am mai menționat președintele. Totodată, președintele țării propune ca traseismul politic al deputaților să fie interzis prin lege. Să votăm o lege prin care să interzicem trecerea unui deputat dintr-o fracțiune altă. Eu știu că trebuie la nivel de Constituție. Haideți să ne gândim niște penalități. De exemplu, un an, doi ani, patru ani de zile n-are dreptul să creeze altă fracțiune. Lasă să îmblește brambura pe coridoarele Parlamentului. Să nu aibă dreptul la crearea fracțiunilor, birourilor, să restituie cheltuielile care au fost în campanie electorală per deputat la partidul care l-a promovat și alte lucruri. Menționăm că declarația a fost făcută în contextul plecării masive a unor deputați PDM la grupul parlamentar Pro-Moldova și Partidul Șor. Cetățenii sunt cei care vor avea ultimul cuvânt în cazul activității Curții Constituționale de mai departe. Este răspunsul președintelui țării la întrebarea adresată de postul nostru de televiziune în cadrul platformei online Președintele Răspunde. Accent TV s-a interesat ce se va întâmpla dacă Curtea Constituțională va avea imixtiune în procesul democratic privind alegerile prezidențiale. Răspunsul a fost unul pe măsura așteptărilor. Din păcate avem toate semnalele că din nou CC poate fi utilizată drept instrument politic. Am vorbit cu experți și foști conducători ai curții care împărtășesc ideea că instituția începe o activitate similară celei pe care a avut-o până luna iunie anului trecut, pe timpul lui Plahotniuc. Bineînțeles că nu suntem de acord cu decizia lor, dar am luat cunoștință cu argumentele instituției și vom începe să renegociem acordul. Dar dacă Curtea Constituțională și în continuare va face același lucru, eu cred că nemulțumirea cetățenilor va fi foarte mare în acest sens. Și mai mult, dacă vor încerca să se amestece în procesul democratic privind alegerile, să fie de acord sau nu cu alegerea oamenilor, cred că această instituție va fi pur și simplu eliminată prin dorința poporului. Sub formă fizică sau juridică, nu știu, dar sper că nu se va ajunge la această etapă. Totodată, președintele a menționat că oamenii din raioane se întreabă de ce se întâmplă acest lucru, dacă există un parlament lucrativ, un guvern lucrativ, care este sensul ca 6 judecători de la Curtea Constituțională să întoarcă lucrurile cu susul în jos în țară. Iată, aici apare întrebarea de ce este nevoie de majoritate parlamentară dacă deții la propriu sub papuc câțiva judecători ai Curții Constituționale. Atenționez deputații Sârbu și Cepotari că dosarul privind uzurparea puterii încă nu a fost închis. Dacă Curtea Constituțională va continua aceste practici, cetățenii sunt cei care vor pune notele la final, a conchis șeful statului. Rodica Kravchenko pentru Accent TV. Alte 192 cazuri de infecție cu noul coronavirus au fost înregistrate astăzi în Republica Moldova, dintre care 52 în Transnistria. Datele au fost făcute publice pe pagina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Total teste efectuate în această zi 1344, dintre care primar 1117 și repetat 227. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 5745 de cazuri. Din numărul total de cazuri din această zi, 18 sunt lucrători medicali, medici 5, asistenți medicali 8, personal auxiliar 5. Ministerul informează despre înregistrarea altor 6 decese provocate de COVID-19. În total 2280 de persoane au fost tratate, iar 202 au decedat din cauza COVID-19.
Prim-ministrul Ion Chicu a participat la întâlnirea extraordinară virtuală a șefilor de guverne a inițiativei Centrului European pentru administrarea urgenței generate de epidemia COVID-19. Pe lângă reprezentanții guvernelor, la ședință au participat Comisarul European pentru Vecinătate și Extindere, Directorul Regional pentru Europa al OMS și președintele BERD. Epidemia COVID-19 a fost calificată drept o provocare fără precedent pentru toată lumea și definită ca urgență de sănătate publică care generează o criză economică, socială și umanitară. A fost confirmată necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente, hotărâte și comprehensive pentru a reuși combaterea epidemiei. Participanții au susținut că cele mai eficiente abordări în combaterea epidemiei sunt cooperarea, încrederea reciprocă și solidaritatea. A fost salutată mobilizarea și realocarea a 7 miliarde de euro prin intermediul a diverse instrumente UE pentru a sprijini Balcanii de Vest și țările parteneriatului estic pentru a administra nevoile urgente pe domeniile sănătate și asistență umanitară și pentru a atenua efectele economice ale epidemiei. Continuăm ediția. Autoritatea Aeronautică Civilă informează că au fost selectați operatorii aerieni care vor efectua cursele charter de repatriere a cetățenilor Republicii Moldova în perioada 15-24 mai 2020. Este vorba despre compania aeriană Fly One SRL, care va efectua cursele charter din Dubai, Larnaca și Atena, și Wizz Air, care va repatria cetățenii moldoveni din Varșovia, Istanbul și Paris. Costul unui bilet de călătorie începe de la 79 de euro. Conform procedurii stabilite anterior de către Comisia Situații Excepționale, de cursele sus menționate, vor beneficia cetățenii moldoveni incluși în listele de așteptare ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare prin completarea chestionarilor puse la dispoziție a solicitanților. Începând cu 29 martie 2020, prioritatea având studenții, persoanele aflate la tratament medical, cetățeni aflați în dificultate. Persoanele incluse în listele sus menționate vor fi informate în prealabil despre detaliile privind modalitatea de achiziționare a biletelor de călătorie. Președintele țării Igor Dodon propune ca anul 2020 în Republica Moldova să fie numit Anul Lucrătorilor Medicali. Propunerea a fost lansată în cadrul emisiunii Președintele Răspunde. Șeful statului a invitat societatea să se expună asupra acestei idei și a declarat că este gata să semneze săptămâna viitoare un decret în acest sens. Eu cred că în contextul pandemiei și felului cum lucrătorii medicali gestionează această pandemie, ar fi un lucru frumos. Dacă sunteți de acord cu această abordare, scrieți-mi și poate chiar să săptămâna viitoare semnez un decret, a spus Igor Dodon. La inițiativa președintelui țării, anul 2019 a fost numit Anul Familiei, iar anul 2018 Anul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Continuăm ediția cu știri externe. Ridicarea restricțiilor de carantină în Europa este prematură, deoarece epidemia de coronavirus nu s-a încheiat. Despre aceasta au declarat surse de la Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății. Experții au explicat că, în ciuda recensiunii, se preconizează un nou val de infecție în toamnă, care poate coincide cu un focar sezonier al altor boli virale, gripa sau rujeola. Detalii aflați în continuare. Începând de astăzi, Letonia, Lituania și Estonia deschid frontierele închise pe 17 martie din cauza pandemiei coronavirusului. Acordul potrivit căruia cele trei republici își vor deschide granițele pentru cetățenii lor și pentru cei care au permis de ședere a fost aprobat la ședința de guvern. Vecinii urmăresc cu atenție această decizie. Dacă totul merge bine, Polonia și Finlanda se vor alătura acestui regim, raportează mass media statelor baltice. Potrivit șefei Rospotrebnadzor, Ana Popova, tempoul de creștere a numărului persoanelor infectate de coronavirus în Rusia este în scădere. Potrivit acesteia, depistarea cazurilor noi rămâne nesemnificativă timp de o săptămână și jumătate. Faptul că Rusia a ajuns la așa numitul prag la sfârșitul săptămânii trecute au spus și specialiștii OMS. Joi, numărul de persoane infectate pentru prima dată în două săptămâni a fost mai mic cu 10.000 de persoane. Medicii subliniază că aproximativ jumătate dintre purtătorii de coronavirus identificați prin test nu au simptome de COVID-19. În acest context, în mai multe regiuni din Rusia, restricțiile de carantină sunt treptat ridicate.
În spitalele din Spania au fost comemorați medicii și asistentele care au murit din cauza COVID-19 de la începutul epidemiei. În regat, 55 de cadre medicale au decedat din cauza coronavirusului. În Spania, coronavirusul a fost depistat la peste 50.000 de medici. O ceremonie memorială a avut loc la Madrid. Conform estimărilor Ministerului Sănătății din Spania, aproximativ 20% dintre medicii care au lucrat cu pacienții cu coronavirus au fost infectați. Această situație s-a întâmplat din cauza faptului că sistemul spaniol de îngrijire a sănătății nu era pregătit pentru lupta cu epidemia COVID-19. Locuitorii din regiunea nordică din Milano au petrecut o noapte agitată. În câteva minute, străzile s-au transformat în mici canale, iar primele etaje ale caselor s-au umplut cu apă. Ploile abundente au dus la ieșirea râului Saveso. Totodată, vântul puternic a doborât copaci, iar liniile electrice s-au rupt. În unele zone din Milano, salvamontiștii îndepărtează în continuare consecințele dezastrului. Victime nu au fost raportate. Într-un interviu acordat portalului Fox News, Donald Trump a cerut interogarea fostului președinte american Barack Obama cu privire la investigarea coluziunii lui Trump cu autoritățile rusești. Șeful Casei Albe a spus că nu Moscova, dar Barack Obama și asociații săi au încercat să influențeze rezultatele alegerilor prezidențiale din 2016, ceea ce înseamnă că toți ar trebui să meargă la închisoare. Potrivit lui Trump, Obama a lansat atunci în secret o campanie de discreditare a candidatului. Anume, aceste acțiuni ale Casei Albe se consideră cea mai mare crimă politică din istoria SUA. Presa americană scrie deja că Trump i-a declarat lui Obama un adevărat război. Piața imobiliară din Chișinău poate fi prăbușită nu de noul coronavirus, ci de un maxim deficit de teren. În ciuda crizei pandemice, participanții profesioniști pe piață nu prezic multe schimbări la prețurile locuințelor, dar spun că anul viitor o mare criză în industria construcțiilor poate izbucni în capitală dacă dezvoltatorii continuă să prezinte deficiențe privind noile șantiere. În februarie acestui an, pentru prima dată după 11 ani, prețurile apartamentelor din Chișinău au prezentat o tendință de creștere pozitivă. Pandemia coronavirusului, care a început atunci, nu a afectat în special piața locuințelor din capitală. Costul mediu al unui metru pătrat de apartamente din Chișinău în aprilie anul acesta au rămas la nivelul lunii martie și au însumat 515 euro per metru pătrat. Conform prognozelor agenților imobiliare, în ciuda coronavirusului, prețurile imobilelor vor rămâne stabile. Sperăm la cele mai bune pronosticuri. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că acum vedem un declin în atâtea sectoare ale economiei. Cred că dacă facem tot posibilul pentru a ajuta piața imobiliară, acesta va deveni o locomotivă care va atrage toate celelalte sectoare. De fapt, nu avem o alternativă imobiliară. Dacă sunteți o persoană care a câștigat în străinătate sau părinții dumneavoastră au câștigat 5, 10, 15, 20 de mii de euro, nu veți pune acești bani într-o bancă, fiindcă oamenii nu prea au încredere în bănci. Nu veți avea nici ocazia să investiți în afaceri mici. Oamenilor le este frică să deschidă o afacere, în special în producție. Nu există alternative în afară de a investi în imobiliare. Iată de ce piața noastră este încă stabilă și în continuă creștere. Infecția cu noul coronavirus a afectat piața imobiliară din alte țări în moduri diferite. În China, spre exemplu, piața s-a prăbușit din cauza coronavirusului. În Ucraina, dimpotrivă, când a început criza pandemică. Pe piața imobiliară abia atunci a început emoția reală. Cetățenii s-au grăbit să cumpere și să închirieze locuințe. Același lucru s-a întâmplat și cu prețurile. Undeva, prețurile locuințelor au scăzut în medie cu 10-20%. În alte părți, dimpotrivă, au crescut, în special pentru clădirile noi, din cauza închiderii granițelor, a lipsei de materiale de construcție, în special a celor care vin doar din străinătate, precum și a creșterii timpului de livrare. Cred că nu există nicio perspectivă de creștere accentuată a prețurilor, deoarece solvabilitatea populației pe timp de pandemie este în mod natural mică. În plus, vedem că Banca Națională a redus rata de refinanțare. Dacă mai devreme era de 8,5%, acum este de 6,5%, adică creditarea ipotecară este probabil mai ieftină. În plus, statul. Vedem o întâlnire frecventă a președintelui cu privire la activitatea din construcții, adică va exista ajutor din partea
finanța statului, inclusiv încurajarea populației să cumpere imobiliare. Populația are nevoie de ele, dar nu este de așteptat o creștere. Problemele, spun participanții profesioniști de pe piață, pot veni dintr-o perspectivă complet diferită. Uite, există criză, dar prețurile nu scad, deoarece există o penurie de teren și există o cerere mare de apartamente. Agenții imobiliari, pe baza analizelor publicate acum în presă, spun următoarele. Numărul autorizațiilor de construcție emise în 2019 este mai mic decât în 2018. Construcțiile în 2018 și 2019, acesta este rezultatul acelor autorizații care au fost emise pentru construcții în 2016, 17 și 18. În 2020 aproape nimic nu a fost emis, adică dacă nu completăm acest deficit acum, atunci în 2021 vom avea o criză imensă. Desigur, există un deficit de teren pentru construcțiile multietajate. Înainte de pandemie, dezvoltatorii alergau cu limbile afară în căutarea de terenuri, deoarece și atunci a existat un deficit. Și acum există un astfel de deficit. Trebuie să începem licitațiile cât mai curând posibil. Noi în Moldova avem o mare oportunitate de a ne recupera rapid după pandemie. Avem foarte mulți muncitori buni, calificați, avem mecanisme, tehnologii, avem posibilitatea să construim, avem cerere de apartamente. Dacă oferim dezvoltatorilor posibilitatea de a dezvolta noi terenuri astăzi, înseamnă mii de noi locuri de muncă, mii de apartamente, nu numai pentru constructori, ci și pentru toate industriile conexe. Reamintim că săptămâna trecută Asociația Agenților Imobiliari Profesioniști din Moldova a trimis o scrisoare deschisă primarului general al municipiului Chișinău Ion Ceban și Consiliului Municipal cu o solicitare de a relua procedura legală și transparentă pentru organizarea licitațiilor de teren în capitală. Ce este familia? Totul. Astăzi marcăm Ziua Internațională a Familiei. Această zi a fost instituită pentru a marca importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor, fiind în același timp o oportunitate pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă familiile la nivel mondial. Șeful statului este promotorul ideii că o familie este valoarea supremă a unui stat, lucru știut de altfel. Din primele ore ale dimineții, președintele i-a asigurat pe cetățenii Republicii Moldova că va susține în continuare instituția familiei. Cităm, voi continua să promovez și să susțin programele sociale care au ca obiectiv major protejarea și susținerea instituției familiei. Fiți fericiți în sânul familiei dumneavoastră, a mai menționat președintele. V-ați întrebat vreodată care sunt ingredientele rețetei unei familii fericite? Noi am decis să le aflăm. Cum a reușit un cuplu să păstreze flacăra pasiunii aprinsă mai bine de 50 de ani și să facă față dificultăților timpului? Urmăriți în reportajul realizat de Ilona Vedrașco. Serghei Kirilovici, profesor de educație fizică. Valentina Petrovna, profesoară de clasele primare. Recent, frumoasa familie și-a sărbătorit nunta de aur. Cei 50 de ani de căsătorie fericită. Așa am fost eu când ne-am întâlnit, iar aici este soțul meu. Eu aveam 20, iar el 25 de ani. Valentina l-a cunoscut pe Serghei pe 28 februarie 1969. Tinerii s-au întâlnit într-un restaurant. Serghei, pe atunci student, se relaxa împreună cu colegii de clasă și, după cum s-a dovedit, dragostea vieții sale stătea chiar la masa de alături. Aia? În acel moment eram cu un tânăr într-un restaurant. Eu eram cu prietenul meu, iar ei stăteau la următoarea masă și ne-am dus acasă împreună. Cine a fost primul care s-a apropiat? La acest capitol nu am îndoieli, probabil totuși eu. Cântam muzica și l-am invitat să danseze. După părerea mea, nu i-a mers chiar bine omului, fiindcă am dansat foarte prost. Dar ați acceptat imediat? Păi cum aș putea să refuz? Serghei nu a putut refuza nici cererea în căsătorie. Pe scurt, m-a furat. Nu ne-am întâlnit mult. În luna august eram deja căsătoriți. Primii pași, desigur, i-am făcut eu, dar el nu a refuzat. El a spus, sunt de acord și gata.
Un an mai târziu, în familia celor doi a apărut un fiu, puțin mai târziu și o fiică. Acum sunt bunicii fericiți a trei nepoți. Nerăbdători își așteaptă și strănepoții. Se pare că eu ar trebui să comand, doar sunt profesor de educație fizică, dar aici altcineva comandă. Așa este viața. Pentru a avea o familie și a trăi mulți ani împreună, trebuie să existe înțelegere reciprocă, încredere reciprocă și iubire necondiționată. Ulterior, un alt pas important în viața de familie a acestor doi profesori a fost nunta. S-au dus în fața altarului abia după 40 de ani de viață împreună. Noi probabil am ajuns la aceea că la așa vârstă să facem pasul și ne-am dat seama că trebuie să o facem pentru a ne lega destinele în fața lui Dumnezeu într-o formă adecvată. Eu, de exemplu, sunt de credință veche și în ceea ce privește cununia, eu ar fi trebuit să vin cu inițiativa, dar ei au insistat. Sergei Kirilovici și Valentina Petrovna încă glumesc mult, fac totul împreună și nu sunt niciodată geloși unul pe celălalt. Noi am decis să aflăm secretul unei vieți de familie atât de lungi și fericite. Răspunsul este simplu: să iubești și să ai răbdare. Răbdarea mea, răbdarea lui, încă ne înțelegem reciproc. Există înțelegere reciprocă. Există o expresie care presupune ce trebuie să faci în viață. Trebuie să dai naștere unui copil, să construiești o casă și să plantezi un copac. Noi le-am făcut pe toate. Una dintre cele mai grave probleme în viața de familie este lipsa de respect. Practic, toată lumea creează familii bazându-se pe sentimentul frumos al dragostei, dar aproape nimeni nu se gândește la respect. Însă, anume manifestarea unei atitudini respectuoase față de celălalt, ajută la menținerea iubirii peste ani. Încă o dată, vă felicităm cu această sărbătoare. Să aveți pace, dragoste și respect în familiile voastre. Ilona Vedrașco, Nicolae Vasiliev, Vera Ciocan pentru Accent TV. Atât până la această oră. Mai multe informații găsiți pe site-ul nostru acratimatv.md. Sunt Vera Ciocan și vă urez o zi frumoasă în continuare. La revedere!